Miercuri 28 iunie au fost afișate rezultatele la evaluarea națională. În municipiul Pașcan și orașele Târgu Frumos și Hârlău nu a fost nicio medie de 10. În schimb, au fost mai multe note maxime la matematică. De exemplu, la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, 8 elevi au obținut nota 10 la mate și este școala din municipiu cu cele mai multe note maxime la una dintre probe. La școala gimnazială Iordache Canta au fost obținute două note maxime, câte una pentru fiecare probă, la doi candidați diferiți. La liceul teoretic Miron Costin a fost obținută o notă de 10 la română, iar la liceul Mihai Busuioc un 10 la matematică. Județul Iași este pe primul loc în țară ca număr de medii de 10 obținute de elevi. 28 de candidați au reușit să treacă cele două probe cu punctaj maxim. Ei provin de la școli din municipiul Iași, precum colegiile naționale Vasile Alexandri, Emil Racoviță, Costache Negruții, școlile gimnaziale Ion Simionescu sau Ștefan Bârsănescu și alte unității de învățământ, potrivit calendarului admiterii la liceu între 6 și 17 iulie. Elevii împreună cu părinții completează fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu, iar repartizarea computerizată are loc pe data de 19 iulie. Potrivit Ordinului Ministerului Educației, 5243 din 2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar, ce va începe din toamnă. Media claselor a 5 -a și a 8 -a mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. Astfel, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa noua de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională, calculată ca medie aritmetică cu două male, fără rotunjire a notelor obținute la probele incluse în evaluarea națională.